am făcut, am plecat un pic mai devreme, am făcut doar 25 de minute, dar era 7 și 10 când am plecat de acasă. Haideți să vorbim în dimineața asta despre cum am putea să nu ne îmbolnăvim, să ne stricăm sărbătorile, să stăm toată ziua și tot Crăciunul cu Batista la nas sau cu oameni la o distanță respectabilă față de noi. Bună dimineața, doamna doctor, doamna doctor Ana Maria Apostol, să rămână. Bună dimineața. Am speriat când ați venit cu mănânchiul ăla de măști. Am zis, aule, pentru noi trebuie să le folosim iar, că eu mai am la ușă, am un box. Ar trebui, că am auzit că sunteți unii dintre voi răciți. Da, s-a tot perindea răceala pe aici și a început de la bucălaie. A dat-o mai departe lui Radu Darie, Radu Darie a dat-o lui Dani și sperăm că se oprește acolo. Da, și oare de ce? Că într-adevăr am uitat de niște principii de bază care erau de ani, de zile, nu numai în COVID. Nu ne-am pupat. Da. Sau, eu nu știu de ei, dar eu... Nu, da, știi ce este foarte important? Că când vorbim de o răceală, vorbim de o viroză respiratorie, vorbim de o infectare a mucoasei respiratorii de la nas până la plămâni. Un virus. Un virus sau o bacterie care se... este în jurul nostru, în aerul din jurul nostru, stagnează câteva ore în aer și noi prin respirație îl inspirăm și se cantonează și se lipește de mucoasa respiratorie. Și noi dacă suntem în aceeași cameră acum, rămâne în aer virusul? Da, rămâne în aer câteva ore. Deci asta e foarte important să știm că dacă tu ești răcit, cum e bucălaie și tușești foarte tare și tușești des, prin tuse, prin deschiderea gurii, se elimină o cantitate foarte mare de germi în jurul tău și împrăști și într-o cameră, cu cât este camera mai mică și cu cât mai mulți oameni în jurul tău, e posibil să ia acești germeni asupra lor. Și depinde foarte mult de imunitatea fiecărui om. Dacă ai imunitate bună, îi dai la o parte și nu se întâmplă nimic. Dacă ești obosit, slăbit și imunitate scăzută, imediat preiei această viroză. Masca e cel mai simplu lucru pentru a nu răspândi... Da. În primul rând, masca. Da? Și masca trebuie să o poarte în primul rând cei răciți, nu cei nerăciți. Pentru că, de ce zic treaba asta? Când vin în cabinet la mine, părintele, mămica cu copilul. Așa. Copilul tușește de zor, are secreții care curg din nas, copilul nu poartă mască, dar mămica, care este perfect sănătoasă în momentul acela, poartă mască și mă uit așa intrigată. De ce oare tu porți mască când copilul tău tușește? Ar trebui să fie invers. Chiar dacă ești copil de 2, 3, 4 ani, dacă tușești, dacă ai secreții care curg din nas, trebuie să-i pui mască. Da, dar nu mai poate să respire după poate aia. Să respire, da? Deci putem să respirăm prin nasă și prin mască și este foarte important ca masca să o punem deasupra nasului, da? Nu numai deasupra gurii, ci și deasupra nasului. Și pe nas dăm afară prin strănut în primul rând. Și ce am mai adus aici? O chestie banală. Șervețele. Șervețele, da? Te invit. Cum nu ne ștergem cu cotul? Te invit să iei un șervețel și să încerci să sufli nasul puțin. Da. Ia, suflă-l. Să suflu nasul puțin? Da. Ia, dacă mai știi cum te-am învățat, în primul rând. Așa se flămează. Așa, fiecare n-ară pe rând, da? Fiecare n-ară pe rând, exact. Așa. Și acum ce faci cu șervețelul? Îl băgăm în buzunar. Așa, bravo. Îl aruncăm șervețelul și pe aia ne spălăm pe mâini. Bravo. Asta e răspunsul corect, da? Dar nu o văd treaba asta. Cred că la 90% din persoane ce fac? Îl bag în buzunar. Că îl mai folosim peste 5 minute. Da. Sau îl bag în geantă sau îl pun pe o masă. Asta e plin în momentul ăsta de virus. Da, da. Ai dreptate. De virusul și de bacterii, mai ales de bacterii. Care se ia prin simplă atingere. Prin contaminare directă, prin simplă atingere, da? Deci iarăși un principiu de bază pe care ar trebui să-l știe toată lumea, că în momentul în care au suflat nasul în șervețel, aruncă imediat șervețelul. Că de asta e de unică folosință. Da, de aceea, da. Și ori avem un dezinfectant, ori ne spălăm pe mâini. Și atunci riscul de contaminare este mult mai mic, da? Că peste tot în jurul nostru vedem o multitudine de copii răciți și adulți și părinți și uite și bunici. Vrei să-ți inviți bunici în vizită de Crăciun, dar toată familia este răcită. Și ești mai vulnerabil. Da, și ei sunt mult mai vulnerabili apropo de imunitate. Și a treia regulă de bază, când suntem răciți, uite, distanța. Da? Este foarte important distanța. Cu cât te mai apropiați unul de altul, e riscul de contagiozitate mai mare. Există, dar e mai... Pardon, vreau să zic că dacă suntem mai apropiați, există totuși riscul, dar e mai dacă suntem depărtați, e mai mare. Ai că m-am încurcat. Germenii în jurul tău stau cam la un metru și jumătate, 2 metri. Okay. Da? Deci dacă ești mai departe de 2 metri, există risc foarte, foarte mic să iei ceva de la persoana din jurul tău, chiar dacă nu poartă mască și chiar dacă tușești. Deci nu invadăm spațiul personal. Da.
Și chiar dacă, uite, mai vin părinți în cabine și spun copilul meu este gata să meargă la grădiniță, nu are febră, e zglobiu, se simte foarte bine. Eu mă uit la el în nas și în gât și văd cu secreții purulente deja, care se duc și în gât. Și spun, nu se duce la grădiniță. Păi de ce? Că nu are febră. Febra este doar un simptom minor, hai să zicem, care apare la început, la debut de viroză. Dar nu așa catalogăm dacă un copil sau un adult este contagios și dacă se duce în colectivitate. Nu. Îl vedem, se duce în colectivitate, adult sau copil, dacă nu are secreții în nas și nu are nasul înfundat, dacă nu strănută, dacă nu tușește. Da? Și dacă tu, ca doctor și mai ales ca orelist, îl vezi clar clinic, că mucoasă integră, frumoasă, roz și nu se vede nimic pe ea. Nasul îl suflăm, nu-l tragem. Da, bineînțeles, nasul tot timpul îl suflăm. Mm-hmm. Da? Este foarte important. Că în momentul în care îl tragem, deci nasul tot timpul e o cavitate murdară, plină de virusuri și de bacterii. Și care este, da, cu cât stagnează mai mult acolo, cu atât devin mai puternice și infecția va crește. Și noi le inhalăm și în momentul în care tragem secrețiile în spate, se duc pe gât și infectează și gâtul și avem roșu în gât și se duc și spre urechi și facem și otită. Și uite, uite așa repede am ajuns la toate bolile din sfera orele. Și atunci este foarte important, într-adevăr, să suflăm nasul, fluidizând secrețiile cu acel spray cu apă de mare și să-l suflăm des, nu doar de două ori pe zi. De fiecare dată când mă dau spray-ul în nas, mă gândesc la dumneavoastră. Ce invenție simplă, minunată, dar simplă, super simplă, da. Da, dar da, pentru că da. E supresiune și te curăță atât de da, bine. Este foarte important. Câteva sfaturi ca să nu vă petrece sărbătorile la pat sau izolați prin casă pe undeva. Masca e la îndemână, șervețele sunt la îndemână, spălatul pe mâini. Toate regulile de care țineam morțiși atunci când era pandemie, parcă s-a uitat un pic că ne-am relaxat. Și erau dintotdeauna și copiii ar trebui să le știe de când s-au născut, hai să zicem, de când sunt mici. Și e foarte important să știți voi, cei de la Neață, că și copiii se uită la emisiune și copiii se uită la această pastila mea și învață de la mine. Și eu în cabinet le spun copilor, mă uit în ochii lor și le explic clar și acea copilul altfel percepe înțelege, informația și înțelege. Da. Ați auzit, dragi copii? Deci concluzia este, nu mai mergeți la școală ca să nu răciți. glumesc. Mulțumim frumos, doamna doctor, să aveți drag. Sărbători liniștite. Mulțumesc, fără răceli, fără intervenții și să ne vedem... Fără telefoane, să ne vedem cu bine anul viitor. Ne întoarcem și noi după o mică pauză, vă las să vă